Sunt Roman Bogdan, lucrez la Consiliul Național al Audiovizualului și lucrez acolo din 1999. La început am fost la integrarea europeană, apoi m-am transferat la monitorizare și acum, din 2006, lucrez la departamentul IT. Estimez că momentul care a declanșat, să zicem, și lupta mea și furia și tot ce a urmat apoi, a fost o procedură pe care doamna președinte a vrut să o antedateze. Ce s-a întâmplat mai precis? O, un alt membru al Consiliului, doamna Narcisa Iorga, a solicitat niște materiale, niște înregistrări video, Când? prezentate în ședință. Când se întâmpla asta? Se întâmpla în luna mai a anului 2014. Nu le-a primit. Nu le-a primit pentru că cei de la Departamentul Monitorizare au refuzat să le dea puși fiind tot de doamna Georgescu să nu îi le dea doamnei Iorga. Doamna Iorga a insistat să obțină acele înregistrări iar cei de la monitorizare au spus nu domnule, există o procedură standard prin care noi vă putem da acele înregistrări. Acea procedură nu există. și au întocmit-o ei peste noapte. M-au pus să o semnez ca și cum aș fi întocmit-o eu dar în momentul ăla am refuzat. Am avut o reacție nervoasă, am ieșit pe hol, am strigat, vă dau pe toți pe mâna DNA-ului, mi-a fost gura puțin aurită, dar lucru pe mine a început să mă, să mă agite și mai tare. Am luat legătura cu doamna Iorga, am spus toate aceste lucruri, după care am hotărât să vorbesc. Și ocazia de a vorbi am avut-o atunci când în luna iunie sau iulie anului 2014 am fost convocat la DNA în calitate de martor într-un dosar privind acordarea și retragerea și acordarea ilegală a unei licențe de TV, este vorba despre gigată. Am spus toate lucrurile pe care le cunoșteam procurorilor și în momentul ăsta ancheta este încă în curs de desfășurare. Dar atunci mi-am dat seama că pot să lupt și că am totuși câțiva aliați. Un erou, mă rog, un erou colectiv pe nume DNA. Iar uh, momentul de momentul culminant, să zicem, al luptei a fost totuși momentul în care după condamnarea lui Dan Voiculescu la închisoare, Posturile de televiziune ale Trustului Intact au declanșat o campanie furibundă, au încercat să scoată lumea în stradă și mi-am dat seama că, bine, acel moment era de mult așteptat de mine și de mulți alții. Mi-am dat seama că e cazul să fiu foarte atent cu, lucrurile, cu toate lucrurile, cu toate înregistrările, cu toate materialele pe care le aveam de gestionat. Eu acolo mă ocup de și de înregistrările audio-video să, să se facă, să se captureze programele, să fie stocate. Și exact în seara zilei în care Dan Voiculescu a fost condamnat la închisoare, am constatat că a existat o pană de curent și mi s-a părut normal să aștept să văd ce se întâmplă, pentru că al minteri înregistrările s-ar fi pierdut și noi am fi avut nevoie cu siguranță de acele emisiuni. Era ora 5, urma să plecăm și chiar în momentul în care făceam lucrurile, făceam bagajele să plec acasă, constatat că e pana de curent. Or, asta știam ce consecințe ar fi urmat să aibă pana de curent. Pur și simplu s-ar fi pierdut înregistrările. Și a am... rămas am rămas, am rămas vreo oră și ceva peste program, chiar două ore, și nu se întrevedea absolut nicio speranță să, să revină curentul. Oricum, pana aceea de curent mi s-a părut suspectă. Da. Uh, am mirosit ceva, am zis, domnule, nu se poate. Chiar mai a să se loc o pană de curent, chiar în timpul unei ședințe a Consiliului, și pana de curent afectase doar sala de Consiliu. Deci am zis, da, e ceva suspect aici, eu nu pot să dovedesc nimic, dar mi s-a părut ceva suspect. Ați mers pe intuiție, da. practic, de a doua zi, sâmbătă. Exact, și a doua zi am zis, nu pot să las lucrurile așa. Cu siguranță, dacă a fost o pană de curent, el are, curentul a revenit și am venit la birou și am repornit toate stațiile de captură și am petrecut foarte puțin timp acolo. Jumătate de oră, o oră, am reușit să le ridic și să... Da, a fost o pană care a început vineri și a ținut până nu știu sâmbătă? Când, nu, nu, știu când, când a revenit curentul. Eu n-am mai rămas adică în seara. ați plecat și Eu am plecat pana. în cele din urmă. Da, încă... Așa, și sâmbătă v-ați dus fără să vă ceară nimeni la da, muncă să verificați exact. dacă... Dar culmea e că eu mai făcusem lucrul ăsta. Multe, cu multe ocazii, mai ales în situațiile în care o perioadă mai lungă de timp aveam, eu știu, punți de legătură între sărbători legale și alte sărbători legale. Și mai veneam să verific, să văd dacă stațiile de captură trag și capturează și au înregistrări cei de la monitorizare. că adică nu era, o, să spun eu, un lucru neobișnuit pentru mine. Dar era de interes, mai ales datorită momentului. Și... Pentru oamenii care nu știu, practic, CNA monitorizează absolut tot în mod continuu? Absolut tot înseamnă 20-25 de canale de TV și 8-10 canale de radio și ele se înregistrează, da, cam, cam integralitatea lor. Puține sunt canalele care nu emit și în timpul nopții și atunci nu are rost să înregistrăm, să ocupăm spațiu. Dar se trag 24 de ore din 24. Bun, revenim sâmbătă, la sâmbătă. Și, da, în sâmbătă am revenit și eu la, la muncă, le-am am dat drumul și am fost oarecum mulțumit că, am zis, totuși ar fi urmat acea campanie furibundă de scoatere a oamenilor în stradă și eram convins că există material pentru ca respectivele emisiuni să fie cumva luate la întrebări. Vă amintiți și data exact? Ce zi era dată? Nu, Lună? Nu, era în august, deci 9 sau 10 august 2014, dar asta se poate verifica. Sâmbăta aceea? Aceea, sâmbăta aceea. Sâmbăta aceea nu s-a mai întâmplat nimic am plecat bucuros că am dat drumul la înregistrare. Puteți să așa niște repere pe la cât ați plecat? am venit la birou niște? la 9 și jumătate și am plecat după ora 10 și jumătate. Și era curentul. Era curentul. Și mergea treaba. Da, sau da, ați nu, nu avea apăsați? Cu... Nu. Stațiile nu pornesc singure. Capturile trebuie... Uh, sunt pe sistem de operare Windows, deci nu e un mare lucru să dau drumul la buton și să pornesc aplicația de captură și să bifez acolo ceva. Să pornesc uh, respectiva captură. În total au fost vreo 20 de stații, plus încă alte trei servere. Le-am pornit pe acelea și am plecat acasă. Sigur că sunt și alte echipamente mai deștepte. N-are rost să uh, uh, intru în detalii să spun că acele echipamente, totuși, care capturează acum, sunt vechi de cel puțin 10 ani. Serverele mai noi, atunci când simt curent, uh, imediat repornesc. Dar astea erau niște mă rog, echipamente cu care am lucrat noi și ne-am făcut treaba de vreme de 10 ani. Ceea ce s-a întâmplat în sâmbăta aceea, după ce am plecat de la birou, nu mai știu. Dar cu siguranța luni dimineață, la revenire, atunci când am revenit la serviciu, doamna președinte Georgescu a prins de veste. Nu știu cum a prins de veste, nu știu cine a informat-o că eu am fost acolo. Mai erau și alți colegi la muncă? Nu, 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 nu Aveți erau. Aveți cameră de luat vederi? Sunt la poartă, niște camere de luat vederi, dar mă tem că i-a dedus în mod indirect că eu am fost acolo, fiindcă a constatat că monitorizarea avea de lucru. Adică cei de la monitorizare au zis ok, ne lipsesc câteva înregistrări de vineri seara și primele ore ale dimineții de sâmbătă, dar aveau toate înregistrările pentru, um, pentru lucru. Și și-o fi dat seama că eu am fost. În orice caz s-a dus la poartă, s-a interesat la portar că cine a intrat, până la urmă a aflat, l-a mustrat, l-a tras de urechi foarte tare pe portar, pentru că el mi-a permis mie accesul uh, în, la serviciu în afara orelor de program. Bar n-aveam că există o astfel de, să spun eu, reglementare sau o regulă, dar eu mai făcusem lucrul ăsta și nu mă așteptam ca cineva să-mi mulțumească, dar nici nu mă așteptam ca cineva să-mi facă mie reproșuri, pentru că au venit și reproșurile față de mine. A fost chemat la direcție. Directoarea mea, din fericire, este un om foarte în regulă, cum se cade, și vertical. Uh, și a pus-o pe ea să-mi reproșeze mie anumite lucruri uh, și să mă întrebe de ce am venit la birou. Deci, imaginați-vă o situație în care trei oameni, patru, stau într-un birou. Doamna președinte Georgescu e închizitorul care nu pune întrebările sau vorbește în șoaptă ceilalți sunt cei care au fost puși să mă întrebe, să mă chestioneze. Erau două doamne director. Și eu am răspuns exact ce v-am spus și dumneavoastră, pentru că rolul meu era să prezint faptele. Sigur că au mai urmat câteva întrebări de genul cine ți-a dat voie sau cine ți-a permis. Bun, după ce mi-am spus și eu povestea, doamna președinte Georgescu a luat decizia să îmi ia cheile de la sala serverelor, a dat o circulară, o Hotărâre, nici nu știu cum să o numesc, dar am aici am documentul și vi-l pot prezenta, prin care s-a reglementat că accesul în acea a serverelor se face numai utilizând cheia de la și de la și de la. În orice caz, eu eram cel care avea cheia, fiindcă practic acele aparate erau toate pe inventarul meu. Spuneați că ați mai fost și în alte sâmbete? Da, da, da. V-a mai tras cineva la răspundere până atunci? Deloc, absolut deloc. Absolut deloc. Mie mi se părea firesc, nu numai asta, dar nici nu știu dacă cineva a aflat. Nu eram în situația să informez șefii că vin să verific echipamentele. Uneori era o verificare de rutină de 10-15 minute, vedeam că toate merg și plecam înapoi acasă. Bun, ați fost chemat la dat raportul. Da. Mai departe? Apoi mi s-a adus la cunoștință printr-o hârtie oficială semnată de președinte că eu nu am acces acolo decât dacă iau cheia de la cineva autorizat. Apoi mi s-a întocmit și un proces verbal de predare primire, cheia pe care o aveam, am predat-o. Iar consecințele ulterioare pe care ar fi trebuit să le suport ar fi fost chemarea mea la Comisia de Disciplină, un fel de baubau, sperietoare a funcționarilor publici, pentru a fi încălcat un regulament de care eu nu eram uh, deloc uh, conștient. Că ce se întâmplă uh, șefa mea directă și insist asupra acestui fapt, m-a apărat, nu a dorit ca eu să fiu convocat în acea, în acea comisie de disciplină care mai avea deja în anchetă câțiva funcționari publici ai CNA. Mie șefa mea directă mi-a spus precis: le. Laura Georgescu m-a pus să te bag în comisia de disciplină și eu am refuzat. Cred. Ce a fost la, la televizor în acea zi foarte important? Au fost chemări la manifestații de stradă în sprijinul lui Dan Voiculescu. Acel marș sau plimbarea, acea plimbare de la Cotroceni. Ori sigur, manifestația putea să aibă loc, asta era problema. Problema noastră a CNA-ului era că de multe ori astfel de chemări nu, nu sunt în concordanță cu legislația audiovizuală în vigoare. Și ele trebuiau urmărite cu mare atenție și impresia mea e că se puteau da sancțiuni, chiar se puteau aplica sancțiuni postului. Ori acel post, desigur, se pare că ar fi fost în grațiile puterii de atunci, de acum. Nu se Dar înregistrările au existat și Înregistrările au existat, ele nu, nu au mai făcut, din după știința mea, subiectul unor monitorizări sau au fost monitorizate, însă nu au intrat în ședință. Pentru că Na, la noi se invocă, de pildă, volum mare de reclamații, de sesizări și de alte monitorizări, și atunci deciziile se iau foarte târziu sau nu se mai au deloc. Multe reclamații sunt anunate sinedie. Adică Iar, că era, era și o zi obișnuită, cu ghilimele, da, erau niște oameni care manifestau la Cotroceni și nu era nimic important pentru exact. zona asta. Nu, mie mi-a fost clar care a fost uh, miza acelei. Uh, acelei uh, zile și a, uh, a prezenței acelor înregistrări. Numai că eu consider că mi-am făcut datoria și că uh, tocmai din motivul ăsta am fost uh, sau era să fiu sancționat. Pentru că, vedeți, sancțiunea nu a venit, nu a venit o sancțiune disciplinară. Privarea de acces, privarea de acces în camera serverului mi se pare destul de grav, gravă, pentru că noi aveam în mod frecvent nevoie să controlăm acele servere, să le configurăm. Sigur că există și modalități remote, dar nu toate operațiunile se pot face din birou. Din deci, vă ce funcție de tine acolo, ce sunteți în. Sunt administrator de sistem și de rețea. Da, și eu nu mai am acces la ele fizic, acces în fizic. Continuare, nu mai aveți acces? Nu, nici în momentul de față, nici în momentul de față. Eu nu. Ca să merg acolo, de exemplu, ca să fac o salvare pe bandă magnetică, a unor emisiuni, a unei cantități mari de emisiuni, eu trebuie să solicit cheia și să scriu într-un carnetel motivul intervenției, cine m-a pus, nu, nu este deloc normal și la urma urmei pot dispărea niște lucruri de acolo. Ce s-a întâmplat? Deci ați rămas fără accesul okay. la server și următorul pas? Nu a mai fost un pas următor. Pur și simplu. Am avut și inspirația să mă adresez presei. Și probabil că doamna președinte, văzând că presa a intrat cumva pe fir, a renunțat la acțiuni mai agresive împotriva mea. V-ați gândit că ar fi mult mai ușor și mai confortabil pentru dumneavoastră să renunțați și să vă căutați alt job? Eram pe cale să-mi găsesc alt job. Chiar reacția de demisie o are oricine în fața dificultății. Dar exact atunci s-a întâmplat uh, povestea cu procedura și m-am îndrăgit. Am zis, dar de ce să plec eu? O, au făcut-o destui. Totuși, au fost oameni, nu numai șefi, și funcționari simpli, care au plecat mâncând pământul. Iar alții care își uh, numărau zilele până la pensie sau până la expirarea mandatului, așa, cu suferința, nu știu, a militarului. Și regretați când ați plecat? Mm, cum să regret? Eu consider că în momentul ăsta am o șansă să câștig războiul. Așa, așa privesc lucrurile. Îmi pare rău că trebuie să-l privesc ca pe un război. Dar am fost împins în logica asta. Nu sunt bun în logica războiului. Dar atras aici, cred că am învățat să lupt. Și voi continua să lupt. Cu Bineînțeles cu mijloacele legale. Că nu am, nu am de gând să mă pliez pe un model pe care îl detest. Nu. Noi nu, niciodată noi nu, e așa?